Avocata femeii susține că bărbatul ar fi urcat de mai multe ori pe acoperișul blocului de 4 etaje din Techiriol și ar fi aruncat prin geamul de la balcon, care era deschis, un obiect care ar fi condus la producerea incendiului. Speriați de flăcările puternice care s-ar fi putut extinde și la apartamentele vecine, oamenii au sunat la 112. El a urcat după aceea în mod repetat pe bloc și una din vecine l-a văzut, a și vorbit cu el, dar și echipajul de poliție care s-a deplasat din nou la bloc l-a găsit, am înțeles, tot sus pe acoperiș. Asta era înainte de incendiu. Uh-huh. El tot amenința că o să incendieze, are mesaje pe WhatsApp care sunt probe. Și i-a apelat serviciul 112, după cel puțin vreo 10 telefoane avute cu poliția Techiriol. Apelând serviciul 112, a vorbit aproximativ 10 minute, 9 minute și 48 de secunde, ceva în genul ăsta. Și când s-a uitat din nou în telefon, a primit deja de la el, primise cu 2 minute înainte, poze cu balconul arzând. După aproximativ 30 de minute, incendiul a fost localizat și lichidat înainte ca flăcările să se extindă și la celelalte camere. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. La fața locului au fost alertate rapid mai multe forțe din cadrul Inspectoratului pentru gestionarea eficientă a situației, după cum urmează 2 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor, o autoplatformă și un echipaj de transport victime multiple. Până la sosirea colegilor, 15 persoane s-au autoevacuat din bloc. Sosiți la fața locului, colegii au constatat faptul că incendiul se manifesta cu flacără la nivelul balconului. Acesta a fost lichidat rapid. Femeia s-a întors în localitate deoarece plecase de acasă cu fiica lor de teama actualului soț, pe numele căruia a fost întocmit un ordin de protecție. Bărbatul și-a recunoscut fapta, fiind reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere și vătămare corporală din culpă. Reprezentanții IPJ Constanța susțin că în cauză urmează a fi demarate verificări interne cu privire la modul de acțiune al polițiștilor din cadrul Poliției orașului Techiriol.